TVR Iașu și mai aproape. Hai să respectăm lucrurile și valoarea, nu chiar așa. Că unii degeaba stau pe viața asta, muncesc degeaba și fac mai prostii. Că să prețuim valoarea, așa facem la primărie noi. Da, câteva lucruri importante, în special despre Festivalul Educației. Au fost 10 zile care au confirmat că Iașu este o capitală culturală a României. Vreau să vă spun că după ce am avut întâlnirea de la Orăștii, unde au venit toți liderii importanți ai PSD-ului, miniștri, președinți de organizații, președinți de consiliuri județene, tot m-au întrebat de festival și o dezbatere foarte interesantă acolo a fost chiar capitala culturală europeană, inclusiv cu doamna primar de la Craiova, care a recunoscut că Iașu se mișcă foarte bine în acest festival și în acest proiect. Și am convenit cu dumnea ei, vă spun acum un detaliu, că e foarte bine că sunt multe orașe care și-au propus acest obiectiv de capitală culturală europeană, pentru că în felul acesta comunitatea începe să vibreze la cultură, începe să facă proiecte, începe să facă proiecte de infrastructură culturală și e foarte bine pentru toată țara, că nu e nevoie să fie un singur oraș care să bată, ci e bine să tot orașul să aibă și educația și cultura pe planul întâi. Deci, cum spuneam, Iașu a fost cu adevărat data aceasta o capitală culturală a României. Grupul de persoane care s-au ocupat de organizarea cea a doua ediție a festivalului nostru au în lucru la acest moment o analiză foarte detaliată pe fiecare eveniment în parte, o cuantificare a participanților, a cheltuielilor, a impactului avut atât asupra populației Iașului, asupra românilor și, de ce nu, asupra celor din afara României, mă refer aici în mod special partenerii noștri Cernăuți, Chișinău. Și, de ce nu, un impact pentru viitorul proiect de capitală culturală europeană. După ce vom avea toate aceste analize bine făcute, o să vă furnizăm toate datele necesare, astfel încât să puteți compara mai ușor ce a fost anul acesta și ce avem de făcut în continuare. Nu vă ascund că vom încerca să avem o întâlnire a bordului Festivalului Educației în care vom analiza impactul și după aceea cu specialiștii vom finaliza, să spunem, concluziile, după care vom încerca să luăm decizii din timp pentru anul viitor. Ca o primă concluzie, mă bucur faptul că am reușit să ridicăm foarte mult atât nivelul artistic al festivalului, cât și gradul de implicare a ieșenilor. Au fost sute de evenimente din toate domeniile culturale, educaționale, evenimente care au atras zeci de mii de spectatori, alții au fost evenimente de nișă, care le vom păstra în continuare, dar cele care au atras zeci de mii de spectatori și care pun în evidență Iașul, le vom intensifica. Au fost spectacole în stradă, în săl de teatru, în locuri convenționale și neconvenționale. Au fost spectacole de muzică în aer liber, pentru prima dată s-a jucat balet în aer liber, opera în aer liber, filarmonica în aer liber și a avut impactul foarte, foarte puternic la cetățeni. De asemenea, m-a bucurat foarte mult festivalul de poezie. Poezi din 6 țări care au mers în cartiere și au încercat să recite poezie, să promoveze poezia și au găsit la Iași un climat foarte, foarte favorabil, ceea ce mă duce la concluzia că anul viitor vom face un festival de poezie și mai mare și îl vom ajuta și cu mai multe carte. Un eveniment ca o premieră și dumneavoastră ați văzut mai departe ce s-a întâmplat, este vorba de organizarea acestui festival în paralel la Cernăuți și la Chișinău, inclusiv participarea primarului Chișinău la mai multe evenimente și la deschidere și la Gala Doga, transmiterea directă a festivalului și la Cernăuți și la Chișinău, evenimente importante și într-o parte și în alta, ceea ce sensibilizează foarte mult proiectul nostru de capitală culturală dincolo de Prut. Și mai mult de atât, vreau să vă spun că am convenit cu primarul Chirtoacă ca să începem să întocmim documentația prin care Chișinău, Consiliul Local, primarul își arată disponibilitatea de a susține Iașul ca să fie capitală culturală europeană.
Proiectul meu de capitală europeană nu se rezumă doar la cultură. Se rezumă la a crește rolul Iașului ca un centru foarte, foarte important și foarte puternic într-o macro-regiune europeană. Aici e vorba de partea de nord-est a României, Republica Moldova și Cernăuțul în Ucraina. Deci e foarte important că mergem pe această latură, pentru că, într-adevăr, vom reuși să dezvoltăm mult mai multe proiecte în această zonă. Vreau să mulțumesc în mod special tuturor partenerilor care ne-au ajutat la această ediție și plec aici de la Universitățile Ieșenii, care au fost și anul trecut alături de noi și anul acesta, și sunt convins că anul viitor vor dezvolta evenimente mai multe, pentru că au fost învățate anul trecut să fie o firmă care se ocupe de universități, anul ăsta primăria le-a lăsat libertatea să facă evenimente, am dezvoltat noi evenimente și sunt convins că apetitul universităților pentru anul viitor va fi foarte mare ca să dezvolte evenimente efectiv academice pentru fiecare universitate, astfel încât să îmbogățim și mai mult festivalul nostru. În mod special vreau Opera Națională Română Iași, să-i mulțumesc pentru, și doamnei Beatrice Francea pentru implicare, totală implicare în festival, nu doar prin gala Operei Naționale, care vreau să vă spun că și această gala a strânit foarte multe comentarii în România. Doamna primar de la Craiova spunea, dar de ce n-am fost invitat și noi Craiova și celelalte opere din țară? Și am zis, nu sunteți Operei Naționale. Și am convenit cu doamna Rancea, anul viitor, întrucât primăria este foarte important partener, foarte important partener în această gală, să invităm și celelalte opere care nu sunt naționale la aceste premiere. Pentru că sunt și acolo artiști, sunt acolo creații și trebuie să fie cunoscute de mare de public din România, astfel încât această gală la care alții mai pun beți în roate, din breasla lor, are un mare succes în viitor, pentru că primăria este aproape de Opera Națională din Iași. Teatrul Național, aici mă refer la faptul că cum să organizăm acele evenimente acolo, cu mențiunea că va trebui să intensificăm rolul Teatrului Național în capitala culturală europeană. Și aici probabil că o să am și o discuție cu domnul Hagiculea și la nivelul Ministerului Culturii, întrucât astăzi nu simțim Teatrul Național, Concerta Teatrul Național, că este implicată în proiecte culturale de anvergură pentru o capitală culturală europeană. Casa de Cultură Mihai Ursache, și aici Adi Cristi face treabă foarte bună, Bibliotecile Mihai Eminescu și Gheorghe Asache, Ateneul Tătăraș. Vedeți că acolo nu mă gândesc că este un liberal la conci Ateneul, important este că este implicat în proiect. Și asta țin să menționez că ajută și s-ar acorda foarte bine la politica pe care o facem noi în domeniul culturii. Casa de Cultură a Studenților, Filarmonicii Moldova din Iași, îi mulțumesc și sper de aici încolo să gândească la producții care să fie mai puțin costisitoare, pentru că noi nu putem doar să cheltuim bani, mai avem nevoie și de voluntariat când discutăm despre artă, pentru că la operă, spre exemplu, am susținut o serie de cheltuieli care nu țin seama de salarizarea personalului din operă, ci doar a evenimentului. Alții sunt de cultură, vor să-i plătim inclusiv onorarii și salarii. Și ei sunt din Iași. Nuanțez treaba asta și anul viitor o să am grijă din timp să îmi iau măsuri, astfel încât atunci când tu ești instituție de cultură a Iașului, trebuie să te gândești nu la ce bani primești tu, ca om de cultură, la ce bani primești ca să poți face un eveniment de cultură. Pentru că ești oricum plătit, pentru că ești acolo salariat. De asemenea, vreau să mulțumesc Muzeul Literaturii, Teatrului Luceafăru, Palatului Copiilor, în mod special Teatrul Școlar Județean și aici doamnei Camelia Gavril în mod special, și celorlalți parteneri care ne-au sprijinit. Sigur, un interes pentru festival l-a avut și Camera de Comerț, dar numai un interes informal. Sper de aici, încolo, Camera de Comerț, prin oamenii de afaceri, să fie un partener viabil, nu doar al festivalului, ci al capitalei culturale europene. Și când spun un partener viabil, înseamnă să vină și cu bani. Că doar așa, numai cu informarea și că suntem de acord unul sau doi din oameni de afaceri să ne ajute, nu e suficient. Pentru că noi când discutăm cu Camera de Comerț, discutăm cu mediul de afaceri.
care îl vreau implicat mult mai mult în ceea ce înseamnă cultura din municipiul Iași. Sigur, aici în mod special să-i mulțumesc domnului Pițigoi, nu-i trecut în lista asta a colegilor mei, dar el a fost unul din cei care a asigurat prin firma sa foarte multe transportul, care a costat foarte, foarte mult în acest festival. Vreau să mulțumesc în mod special, iarăși, Institutul Mass Media din Iași, atât celor regionale, cât și celor naționale, care au mediatizat acțiunile Festivalului Internațional de Educației, mult peste nivelul de mediatizare de anul trecut. Mult peste nivelul de anul trecut. Și sper că dumneavoastră cei din media nu o să vă supărați pe mine, că o să mulțumesc în mod deosebit echipei TVR Iași, care au reușit să acopere toate marile evenimente ale festivalului într-un mod cu totul și cu totul profesionist. Noi am uitat nici pe voluntarii Festivalului Educației, un grup de tineri inimoși și frumoși care s-au implicat, trup și suflet, pentru acțiune în acest an. Față de anul trecut, voluntarii n-au fost păcăliți. Și atât, mă opresc aici, mai mult nu spun. Și ca o concluzie, dacă unii s-au gândit că vom da kick, cum să spun, sau vom avea eșec cu acest festival, că l-am pornit târziu, când avem firme specializate care se ocupe de ceea ce înseamnă un festival, vreau să vă spun că oamenii din primăria municipiului Iași, cu partenerii care au avut de la celălalt institut de cultură, s-au descurcat foarte, foarte bine, mai bine de 10 ori anul trecut. Și avem un control mult mai mare pe ceea ce înseamnă cheltuirea banului public. Știm efectiv banii, cum s-au negociat, unii pleacă, cât pleacă și așa mai departe. Pentru că anul trecut a trebuit să acoperim festivalul cu cheltuieri care le-a făcut compania respectivă, dar fără să avem toate datele și toate documentele. Sper că domnul Mendrigiu nu e supărat, dar îi dau un semnal de alarmă și o fac eu în calitate de primar, să înțeleagă foarte bine că îi mulțumesc pentru anumite lucruri, dar că atunci când vrei să pui în evidență Iașul și vrei să faci ca un proiect de acest gen să fie un proiect de profit în viitor, nu te gândești întâi și întâi la cât câștigi astăzi, ci te gândești la cât vei câștiga peste 10 ani de zile. Asta este, de fapt, o caracteristică a unor oameni de afaceri care se gândesc la cât astăzi pot să mănânce mai mult și fără să gândească cum poate să meargă un proiect astfel încât în viitor să producă efecte foarte bune pentru Iași și pentru firmele lor. Mă bucur de faptul că am demonstrat că se pot face spectacol de calitate, încă o dată menționez prin organizare proprie și cu un buget drămuit cu grijă. Nu pot să nu mulțumesc Guvernul României pentru faptul că ne-a alocat 1 milion de roni în acest festival și asta a demonstrat încă o dată că au înțeles ce înseamnă să ai un festival internațional de educație și ce înseamnă să promovezi educația și zona universitară. Nu voi intra, așa cum v-am spus, în toate detaliile acestui festival. Aștept ca echipa care s-a ocupat de festival să facă toată analiza. Aștept ca directorul festivalului să pregătească toate concluziile, după care o să vedem și toate cheltuielile, astfel încât o să aveți după aceea elemente de detaliu ca să le puteți compara. Nu putem discuta astăzi ca un lucru clar că bugetul a fost la început 1,5 milioane, așa am trecut noi că atâta bani am avut, dar bugetul este mult mai mare, o să vedem cheltuielile de când acum când le efectuăm, facem plăți la facturi și vedem mai departe celelalte verificări care le avem la facturile care vin și o să vă comunicăm efectiv care au fost costurile cu acest festival. Costuri mult diminuate față de dacă s-ar fi ocupat o firmă privată, vă spun sincer, pentru că alții mi-au cerut milioane de euro pentru festival de acest gen și sper că anul viitor să putem face cu un buget măcar asemănător, dacă nu mai mare, dar să punem și mai mult în evidență rolul capitalei culturale europene și, de ce nu, să punem în evidență foarte, foarte tare rolul Iașului în România și în Europa. Nu aștept să mă întrebați dumneavoastră, am fost câteva zile plecat la Orăștie, a fost un comitet executiv național.
Un comitet executiv național programat din timp, discutat foarte clar la nivelul conducerii noastre a partidului BPN-ului, în care trebuia să stăm la un loc cu toții, liderii naționali, liderii județeni, cei din guvern, care sunt oameni politici, și să analizăm efectiv cum abordăm calendarul pentru această vară, acțiunile care avem de făcut până la congresul partidului și, de ce nu, organizarea pentru prezidențiale. A trebuit să analizăm foarte bine ce am făcut la locale, la parlamentare și la europarlamentare. Să analizăm situația politică a României în acest context, când cei de la PNL au distrus proiectul USL-ului. Să vedem ce am făcut bine și ce mai avem de făcut bine în continuare la guvernare. Să pregătim organizațiile pentru că dorim, ca obiectiv fundamental, numai pentru PSD, ci pentru români, Victor Ponta să fie președintele României. Din toate discuțiile avute, care au fost discuții informale, au fost discuții legate de fiecare județ, de proiecte care avem în județ, de strategii care avem în județ, de grad de mulțumire a populației din județ, de ceea ce fac liderii noștri județeni, mă refer la primari, președinții Consiliului Județeni, parlamentari, până la obiectivul care v-am spus strategic de a câștiga prezidențial. Un lucru este cert. Astăzi, România are nevoie de un președinte echilibrat, un președinte care să fie aproape de români, un președinte care, de fapt, să nu doar solicite funcția prezidențială, un om care nu doar acest lucru să-l facă, ci un om care, de fapt, a demonstrat că îi pasă cum merge România și că îi pasă foarte mult ca România să fie promovată în lume și că îi pasă cum trăiesc români. Acest om este Victor Ponta, toți cei care din teritoriu am discutat treaba asta foarte clar, am făcut comparații și n-am sens să mă ascund cu perioada din 2009 la candidatura lui Mircea Geoană, am făcut comparații cu perioada lui Năstase, am avut timp să stăm să comparăm toate aceste lucruri care s-au întâmplat în România. Și am putut compara efectiv ultimii 2 ani de zile de guvernarea lui Victor Ponta și a USL-ului cu ceea ce înseamnă regimul Băsescu. Și ce înseamnă alternativa care înseamnă dreapta, care în tipa de față înseamnă MRO, înseamnă Predoi, înseamnă clanul Claus Iohannis și așa mai departe. Inclusiv Blaga, care să-și ascunde în spatele altora. Deci am avut ocazia, am avut prilejul să stăm cu toții și să analizăm foarte, foarte bine ce de făcut, am vorbit fiecare cu priceperea sa și am tras concluziile foarte clare, pentru că trebuie să ne asumăm acest proiect politic ca în următorii 5 ani România să aibă o creștere economică fundamentală și să poată fi un stat într-adevăr demn și prosper în Europa. Vreau să vă spun că din toate luările de cuvânt, cu excepția unora sau alta care de obicei mai în partid mai încearcă să gândească la agenda personală, toți ceilalți s-au gândit la agenda României. Pentru că dacă României merge bine, ne va merge bine și nouă la Iași, și la Vaslui, și la Botoșani, și la Canasebe, și la Hunedoara, și la Orăștie. Dar dacă unii se gândesc cum să le meargă doar lor bine, și avem și noi în pădurea noastră asemenea exemple, exemplare chiar aș putea spune, atunci știm să le corectăm și știm să le înăbușim. În acest motiv a fost o discuție foarte, foarte analitic. Eu particip la Concea Partidului din 2006, vă dați seama că am fost în toate structurile de conducere intimă al partidului și știu toate discuțiile de până acum, inclusiv în a forma guvernul în 2009. Sunt o persoană destul de avizată în PSD cu tot ceea ce înseamnă analiză internă. Data aceasta a fost făcută la milimetru, a fost făcută corect și foarte deschis între noi și foarte transparent. Iar Victor Ponta a spus toate lucrurile cu subiect și predicat, astfel încât fiecare dintre noi să poată mai departe judeca și lua deciziile necesare. Partidul va funcționa ca un întreg, ca o unitate, asta vă confirm. Partidul se va mobiliza foarte bine pentru prezidențiale și sigur nu rămâne de aici încolo decât să începem și să ne gândim odată la proiecte care le avem fiecare în teritoriu, dar și la proiectul de țară care se prefigurează pentru cu Victor Ponta președinte și cu o conducere a României din care să facă parte cât mai multe partide, astfel încât să putem împărți puterea. Când spun de a împărți puterea, se vede foarte clar și la Iași. Un exemplu foarte bun.
Noi am câștigat clar alegerile, dar n-a lăsat prin afară pe nimeni decât cei care au vrut să rămână. Și chiar după ce s-a rupt USL-ul, i-am încercat să susțin în continuare oameni competenți în tot felul de structuri. N-am început de a doua zi să mă duc să fac demersuri pentru schimbarea lui X sau lui Y. Nu. Și inclusiv la Consiliul Județean am asumat proiectele care nu mai pot fi duse doar de domnul Adomniței, ci trebuie duse de o majoritate foarte, foarte largă, că altfel după aceea apare disputa politică și năbușim proiectele. În acest motiv vreau să vă spun că Spitalul Regional de Urgență este un proiect fezabil pe fonduri europene și l-am discutat acest proiect foarte clar. Urmează acum să stabilească procedurile și după aceea noi să stabilim terenul și celelalte lucruri. Parcul industrial este un proiect fezabil și este prins pe lista guvernamentală în acest parteneriat cu China. Sunt 5 parcuri, posibil să fie 6 parcuri. Iașul este pe lista acestor parcuri industriale. Autostrada este fezabilă și discutată foarte clar. Și de ce nu proiectele europene care trebuie deja, fonduri europene care trebuie deja să venim cu proiecte clare și să obținem cât mai mulți bani. Deci ne preocupă prezidențiale, dar ne ocupă și să facem treabă în această perioadă, astfel încât România să meargă din ce în ce mai bine. Am scos în evidență foarte clar la analiza noastră că sunt proiecte de dreapta pe care sunt guvernul nostru, un guvern social-democrat, pentru că ne pasă ca bunăstarea să crească în această țară și mediul de afaceri să fie încurajat. Am discutat și de proiecte sociale și de asta este pus la Ministerul Muncii un om social-democrat care e și om politic și știe foarte bine ce are de făcut și ne asumăm în continuare o bună guvernare astfel încât să putem mai departe continua ceea ce am început și de ce nu, după 16 noiembrie, să putem să consolidăm ceea ce am început să facem în România. Astea sunt lucrurile de care voiam să vi le spun. Și toți sunt convins că o să mă vă întrebați de grupul Iașul iubește tei și așa mai departe. N-am fost ieri la Iași. Știam de la început că nu sunt, pentru că drumul la Orăștie nu e ca de la Vaslui până la Iași, durează cel puțin 8 ore. Am plecat ieri în jur de ora 11, după ce ne-am despărțit cu toți la Orăștie și nu aveam cum să ajung la Iași. Dar cred că grupul acesta, eu respect, n-am nimic împotriva lui și o să-i respect în continuare toate inițiativele care le are. Dar dintre ei unii sunt foarte excesivi. Am încercat să facem acea comisie foarte transparentă și foarte deschisă pentru a aborda subiectul arborilor din Iași și a spațiului verde. Domnul inginer Ion Lupu și ceilalți specialiști sunt chemați în această structură a primăriei pentru a lua decizii împreună. Am demarat tratamentul atelierului Eminescu și la proprii fără soț, așa cum au spus dânși și așa facem. Dacă doamna Rancea a spus că trebuie să facă gala într-o anumită formă și vine cu Dan Grigori, cu Ileana Iliescu, cu nu știu cine mai vine acolo, n-am spus eu să nu vină, că să vină cu altcineva. Nu. Dânși sunt oameni de cultură, dânși fac, noi mai departe susținem. Dacă specialiștii vă spun că trebuie să facem tratamentul în felul ăsta, în felul ăsta facem tratamentul la arbori. Dacă ne vor spune că trebuie să fasonăm copaci într-un anumit fel, așa vom face, dacă dânsii vor să ne ajute. Și eu mizez mai departe pe Facultatea de Horticultură, pentru că am zis cu doamna decan foarte clar și cu rectorul universității, să ne susțină, cei de la botanică la fel, și sper că asociația civilă, prin domnul Lupu, prin alți specialiști, să fie alături de noi. Mai departe, toată această campanie nu este o campanie, să spunem, împotriva unor acțiuni ale primăriei, care nu vor mai fi în maniera în care au fost înainte vreme, ci este o campanie de aici încolo politizată. Și am să vă dau un exemplu. Eu am fost bun prieten cu Liviu Antonescu și credeam că niciodată nu o să pot să fiu decât tot prieten cu Liviu Antonescu. Și când am președinte Consiliul Județean și când n-am mai fost președinte Consiliul Județean și când mi-a fost mie director de campanie electorală, când mi-a fost director de campanie electorală Liviu Antonescu. Și când mi-a fost contracandidat la primăria municipiului Iași, Liviu Antonescu, am fost prieten cu el. Nu, nu am început să mă cer cu el, nu i-am spus nimic urât, am fost în dezbatere cu Liviu Antonescu. Ba mai mult, am un festivalul educației și am fost la deschidere și pentru că ceilalți nu-l pomeneau, am spus să mă duc să dau mâna la Liviu Antonescu. Pentru că mă gândeam la poetul, la scriitorul Liviu Antonescu, la revoluționarul Liviu Antonescu.
Dar nu la omul care probabil că are alte refulări sau are nevoie de alte refulări. Nu, măcar n-a întins mâna. Au văzut ceilalți în afara țării când mi-a întins din mâna și mi-a spus așa, noi suntem în război de aici încolo. Judecați dumneavoastră, sunteți oameni de presă. Să judece lumea din Iași. Poeții care au în altă parte, a doua zi la Volta, aici m-am întâlnit cu dâns și mi-a spus, Doamne, la București, domnule, omul ăsta ce-i cu el? Cum i-a întins mâna și a spus că are război? El acolo era în calitate de poet, nu era în calitate de războinic. Războiul lumii, războinicul luminilor și ăsta acum. N-a intrat în polemică cu el. N-a nimic cu el. Țin foarte mult la el. Știu toată cu ea razna. Dar nu este cazul. Eu sunt tot un om de dialog, un om care îl cunosc foarte bine, am fost cu el peste tot în lumea asta, am avut foarte multe, dar acum să vii și să spui, să faci în țățara Armăsar, că nu e cazul. Chiar nu e cazul să exagerăm. Sunt total deschis la colaborare, sunt total deschis la, la cooperare. Sunt total deschis, mi-asum greșelile care le face primăria și care le fac și eu. Numai cine nu muncește, nu greșește. Dar toată lumea din afară vine și ne laudă. Toți au fost la festivalul ăsta de laudă Iașu. Tot să găsesc într-o schimbare total pozitivă. Numai el care se locuiește aici nu-i mai place. Îi plăcea înainte balta aia din spatele Palatului Culturii. Și am zis, mă, rămâi cu balta în capul tău și cu copilăria ta în capul tău, dar eu trebuie să schimb ceva în orașul ăsta. Nu putem trăi în balta aceea puțită care era mai țânțare acolo și era dezastru în Iași. Și acum toată mai vine și laudă ceea ce este în spatele Palatului Culturii. Dacă nu poate să iasă din inerția aia a lui, uite, eu, Gheorghe Nichita, care nu sunt născut în Iași, dar sunt ieșean total, pot să ies din această chestiune și pot să fac lucruri frumoase pentru Iași. Așa că, iertați-mă, grupul acesta îi găsesc rostul dacă este partenerul nostru. Și doresc să fie partener cu noi în toate acțiunile care le fac dânsii și îi rog chiar să gândească alături cu noi la proiecte ecologice foarte bune. Că dacă vei veni cu proiecte foarte bune, să știți că atunci când le discutăm cu specialiștii și le analizăm, le voi susține mai departe și financiar și să se execute. Deci n-am absolut nicio problemă cu acest grup, numai că aș vrea opinia publică să se înțeleagă. Când e nevoie de grupul ăla ca să-mi spună unii trebuie să fasonați copaci sau unii trebuie tăiați și înlocuiți. I-am spus viceprimarul ca să iasă și dânsi la TLM, dacă se poate, susținătorul anti-Nichita și anti-primăriei total, sau la alții, și să arate câte sezizări avem din partea cetățenilor noi ca să tăiem copaci de acolo, să-i înlocuim, să fasonăm copaci și așa mai departe. Și sunt zeci și sute, mai multe decât au dânsi în clipa de față. Pe baza celor sezizări ale cetățenilor, noi facem programa mai departe de tăieri și de înlocuiri și de plantări. Pe baza acelor sezizări. Și este un centralizator, cu nume și prenume. Știu, mă uit acum, operatorul la TLM, să uită ochelul și la mine. N-am ce să-i fac, asta este. Dacă n-ai loc de muncă, îți dau eu în altă parte, numai că acolo nu îți face bine, te schimbă, te tulbură. Adică într-un mediu viciat nu poți lucra favorabil, nu poți să gândești, te schimbi tu ca om. Și eu când văd asemenea virus în oraș, trebuie să-i scot în evidență pentru ca să avem mai departe cum să tratăm virusii. Ne trebuie antivirusii. Mi-am propus să tratez orașul în mod sănătos, nu numai să îl modernizez, ci să fie și sănătos. Și oamenii să fie sănătoși și la minte, și la trup, și la tot, și la sentimente. De asta când o să mai apare virus de genul ăsta, TLM sau alte, o să-i scot în evidență. Dacă aveți întrebări. Habar n-am. Habar n-am. Știți ce se întâmplă? De foarte multe ori, Cosmin Coman este aici, vă poate da detalii, dar dacă, spre exemplu, anumite lucruri trebuie făcute, trebuie făcute așa legal. Da, spune Cosmin. Pentru că asta demonstrează
crezi că facem treabă cum trebuie și suntem curați și cinstiți aici și că nu trebuie să fim sancționați atunci când efectiv n-au de ce, nu contează cât vom cheltui. Important este să ne apărăm. Imaginea primăriei și a orașului trebuie apărată. Și asta e foarte important. N-are cine să răspundă. Nu are cine să răspundă. Pentru că, efectiv, la momentul când s-au făcut documentele, n-aveai cum să vezi lucrări din subteran în felul ăsta. Nicăieri în România. Așa se întâmplă peste tot. Și numai în România. Și în toată lumea la fel este. Și la dumneavoastră, dacă vreți, în clipa de față la televiziune, sunt cheltuieli care nu le prevedeți. Sau la mass media. Și sunt deficitași. Pe aceea știu că căutați niște oameni de bine care susțină mai departe cheltuielile. Asta le știm și noi. Haideți, nu fim acum chiar sfinții sfinților, că nu există așa ceva pe fața Pământului. Nu există. Orice proiect de acest gen înseamnă și cheltuieli neprevăzute. Dacă nu existau cheltuieli neprevăzute, nu le prevedea nimeni nici într-o lege până acum. Ori sunt cu caracter general prevăzute în lege. Uniunea Europeană, când negociază cu noi, spune foarte clar, cheltuieli neprevăzute. Și sunt de acord, sunt mai departe, vin și le analizează și le verifică. Soluții care trebuie după aceea îmbunătățite. Ea și un oraș cu totul și cu totul aparte. Au o infrastructură subterană pe care nu o cunoaște nimeni foarte, foarte bine. Nu de acum, de pe timpuri, mai știe cineva acum câte niveluri de beciuri sunt sub Iași, în anumite zone? Nu știe nimeni. În Piața Unirii am găsit și n-am mai mers mai departe. Dacă mergeam mai departe, găseam încă vreo 3 niveluri de beciuri. Și cu proiectanții nu să ne oprim la altele la nivel. Și trebuia la primul nivel să ne oprim. Nu s-a putut. Nu, chiar unii este vină, unii nu este vină. Iar noi, dacă, spre exemplu, un jurnalist a scris foarte multe, m-a făcut la Bălănescu, a stat aici 100 de zile, ce trebuia să fac? După aceea să stau deoparte și imaginea Nichita să fie interferită? Nu, m-am mers în instanță și am câștigat în instanță. Se vede foarte clar că a calomniat, este obligat din instanță, n-am satisfacții foarte mari, decât un singur lucru. Măcar opinia publică știe foarte clar că a fost total incorrect. Și instanța i-a dat amendă și i-a dat mai departe pe banii lui, în trei jurnale, în trei instituții de presă, să dea scuze. Dacă Dobașul, marele jurnalist, terfelește Iașul și așa mai departe, de ce să mă duc mai departe în instanță? Și cu el câștigă în instanță. Asta mă interesează, bine, care de față, care nu de față. Mă interesează în primul. De ce, Dragnea e de față acum? Medereteu e de față aici? Nu, dar Dragnea e de față aici? Nu. Da, bun, altceva. Da. Da, vreau să vă spun, am două răspunsuri. Odată, când vrei să fii capitală culturală europeană, nu înseamnă de aici încolo că atunci când vei fi desemnat, totul este pus la punct. Dați-mi voie să termin? Dacă vreți un răspuns, sigur puteți să vă răspundeți, n-am nevoie de asta. Eu vă răspund eu cum știu eu. Deci, vor fi proiecte care vor fi prinse în proiectul de capitală culturală europeană și care vor finaliza în 2025 sau în 2030. Și Sibiul are la fel. Palatul Culturii a fost până acum, din 2004, sub oblăduirii penelistă. Penelistă. Au chemat și rege acolo, și împărat, și așa mai departe. De ce? Ca firmele lor să poată mai departe câștiga și reabilita Palatul Culturii. Deci n-a fost un interes pentru ei așa, a fost un interes pentru cine să pună mâna pe lucrări la Palatul Culturii. Luați și verificați. Cine au blocat Palatul Culturii în ultimii, de când USR la putere? Numai miniștrii ai culturii din PNL, cu care vreau să spun că am avut discuții foarte dure. Cu Victor Ponta am avut discuții acum 6 luni de zile și mi-a promis foarte clar să termin licitația, pentru că numai legal nu se poate altfel, să termin licitația clar pentru Palat ca să aibă un constructor, și va începe să finanțeze Palatul Culturii cu lucrările care se pot face imediat și va intensifica finanțarea pentru Palatul Culturii în clipa în care vom termina și Teatrul Național la București, pentru că vrea să nu mai să împrăștie banii țării în 7 locuri, să nu se pun nimic în evidență, să pună în funcțiune.
Și vom are două obiective foarte clare, Teatrul Național și Palatul Culturii din Iași, care este finanțat de aici încolo pentru a se dea gata cât mai rapid. Cum au licitat mai departe firmele constructoare, nu mai este treaba mea. Dar dacă mă întrebați de trecut, din 2004 și până în 2014, sunt 10 ani, luați și vedeți dumneavoastră câți miniștri ai culturii au fost de la PNL. Și câți ani au fost cei de la PNL la guvernare. Și sigur, nu puteam să-i conving eu, deși țipam peste tot că trebuie să finanțez Palatul Culturii, n-am putut să-i conving nici măcar să dea bani pentru energia termică. N-am putut să-i conving nici măcar să dea bani pentru muzeul municipal la un moment dat. N-am putut să-i conving decât după aproape 3 ani și jumătate că intrau în campanie să dea bani pentru drumuri naționale din Iași, că erau cratele alea pe zona de la gară. Nu, a fost politică și au fost și interese de afaceri a unor firme de-a lor. N-are sens să vă ascund adevărul. Dar astăzi, cu Victor Ponta, am discutat foarte clar despre Palatul Culturii. Nu putem nici eu, nici el să ardem etapele, pentru că vrei să dai banii, dar trebuie să ai un constructor. Trebuie să ai o licitație. Nota bene este alta. Nota bene este în clipa de față că legea asta 34 se schimbă, aia de achiziții publice. Constructorii care, cei care licitează vor fi obligați, dacă contestă și așa mai departe, să plătească o sumă de bani, dacă nu câștigă, contestația. Mă. Și probabil că în felul ăsta o să încercăm să scoatem afaceriștii aceștia care s-au învățat să câștige foarte mulți bani din a licita, nu din a executa lucrări. Și probabil vom putea de aici acolo demara mai bine lucrările de executare a acestor proiecte care sunt foarte, foarte importante. Și eu sunt optimist. Deci noi am analizat, discutat și treaba asta chiar acum când ne-am întâlnit. Că sunt multe lucruri în legile astea din țară, făcute special ca să ții decizia la București și nu poți mai departe decât să blochezi și proiecte dacă nu câștigă cine trebuie sau cine vrea cu cineva. Asta e necaz. Nu știu, dar dacă e nevoie de Sebastian, acum o să meargă la urbanism să vadă dacă este... Și dacă nu, dăm la construcție să verifice care este situația, dacă el nu este autorizat și așa mai departe. Nu. Nu, pentru că astăzi și ieri și alaltieri știu un singur lucru. Că avem un obiectiv major, să câștigăm prezidenția României. După prezidenția României, facem că vom câștiga prezidenția României, după aceea avem o obligație foarte importantă să facem majoritate, să avem un prim-ministru al României. Deci cele două lucruri importante ca România să poată funcționa. Și politica noastră a PSD-ului este într-adevăr să poată prinde roade în România și se vede deja că a început să prindă roade, dar să continue să dea roade României. După ce aceste două lucruri, obiective, se vor îndeplini, vom avea discuții de ceea ce vrea să fie, ce plan de carieră vrea fiecare dintre noi. Politic, administrativ și așa mai departe. Sunt un lider important al partidului. Și până acum am fost consultat în ceea ce înseamnă guvernare sau dacă mă interesează guvernarea, mi-am asumat proiectul politic și administrativ al Iașului, bine am făcut și vreau să vă spun că prefer să demonstrez cu fapte decât să mă duc acolo să vorbesc vrute și nevrute, dar să nu fac nimica. Și când va fi momentul ca să pun Iașul și mai tare în evidență și când va fi momentul ca să scot Moldova din sărăcie, atunci vă voi asuma un proiect politic, dar până atunci nu. Astăzi mă interesează foarte mult ca Iașul să fie capitală culturală europeană, în sensul ăsta având o infrastructură foarte bună, un nivel de trai, o accesibilitate foarte bună, cu aeroport, cu autostradă, cu tot ce este nevoie și de ce nu se crească foarte mult rolul Iașului în această macroregiune. Așa cum vorbesc foarte frumos de noi toți cei din afara României, mă refer în partea de Est și zona Moldovei și zona Ucrainei, și au început să vorbească foarte frumos de noi toți cei care sunt lideri în Moldova, pentru mine e o mare satisfacție. Mi-aduc aminte că în 2001 chiar, la începutul anului 2001, că prin februarie, de la Casa Sindicatelor,
Domnul Hrebenciuc spune așa, voi sunteți capitala culturală a Moldovei și noi suntem capitala economică a Moldovei. La ultima conferință județeană de la Bacău, când domnul Hrebenciuc a predat mandatul domnului Dragoș Benea, asta așa, vi-l prezint astăzi pe omul care a făcut ca Iașul să devină capitala economică a Moldovei, primarul Iașului. Și pentru mine treaba asta spune foarte mult. Și asta e proiectul meu în continuare. Nu. Nu se fac așa propunerile. Ce să vă spun din ce caut. Nu cred că mai suntem în anacronismul ăla unui partid care înainte vreme fiecare voia să numească câte un ministru. Când am terminat alegerile locale și am ieșit primar, am stat de vorbă cu colegii mei din Consiliul Local și eu am convenit împreună cu dânsii pe cine să propunem viceprimari. Nu Victor Ponta, nu Cristian Antonescu, nimeni altcineva. Ori dacă eu sunt primarul Iașiului și răspund în fața ieșenilor, dați-mi voie să am un cuvânt de spus. Dacă Victor Ponta este prim-ministru României și dorește anumită persoană să fie membru al guvernului la un minister anume, trebuie să fiu de acord cu el. Deci cauze pentru că își asumă guvernarea. Și întâi și întâi, la răspuns, trasa răspundere este primul ministru. Deci nu fac alți colegi, știți, nu mi-ați dat cu tare. Nu. Pentru mine e important, dacă fac treabă foarte bună acolo, vom avea și noi rezultate foarte bune aici. Și știți ce e foarte, foarte, foarte important? Este că atunci când vorbesc cu Victor Ponta, prim-ministrul României și președinte partidului despre proiectele Iașului și îl conving că trebuie să fie finanțate, le finanțează. Nu mă interesează mai departe al ministru. Mă interesează întâi și întâi ca premierul să fie de partea noastră. N-a fost la ministrul culturii să-mi dea bani pentru festival. Că n-avea de unde, chiar nu avea cum. Am fost la prim-ministrul României. Și cu el împreună am găsit rezultat, am găsit soluția. Deci, cât timp... Da, este vorbit și filarmonic, toate proiectele sunt vorbite. Despre toate. Da, Pricopie a spus foarte clar, doamna domniță, foarte clar a spus. Deci, domnul Pricopie a spus, doamna domniță, foarte, foarte clar, mergeți pe proiectul să fie finanțat pe fonduri europene. Asta este, ce discutăm atâta? Și am avut discuții cu cei de la București și am spus câte proiecte am la Iași, băi, dar mutăm toată capitala, mutăm jumătate de România la Iași și facem 8 proiecte. Nu se poate. România trebuie să fie unită. Eu ca să văd foarte clar câți bani vin în Iași și să face treabă. Trebuie să fim și noi inventivi. Nu mi-a dat mie bani guvernul Boc și nici guvernul Tăricianu. I-am adus eu. Bun, mulțumesc!